Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi uh, am văzut că a fost cât de cât o perioadă cu tire care astea erau populare. Uh, M-am gândit să fac și-o asta și cu ce altceva să facem dacă nu jocuri. Că vorba aia pasta e bazat canalul. Am găsit 250 de jocuri de la A până la K alfabetic. Avem aici categoriile, o să dureze ceva. Dacă vreți, fac și restul de la K la Z, dacă au băgat, că nu zis, dacă este și continuarea, he, măcar să vedeți uh, partea asta. Bun, hai să începem. O să dau așa mai repede la astea pe care nu le-am jucat. Stai așa. Nici pe Da, văd că astea primele care apar. Nu văd astea, ok, bun. Apex, apex -ul. E joc bun. Și o să-l dau la interesant. Nu e nici chiar cât să merite cumpărat. Zilele nu, nu mi le-am mâncat. A, lăsăm la interesant că e un joc bun. Arma. La cu de metin 2, uh, arma, pardon, arc. Nu mi-a plăcut, m-a plictisit repede. Rang de Metin 2, atât merită. Arma n-am jucat. Așa, Assassin's sunt scriduri, dintre toate astea sunt scriduri, le-am jucat din asta de aici, am jucat așa, Origins-ul care chiar mi s-a părut bun, am și episod pe canal. Am jucat și Unity-ul care, pe care o să-l las la me, de și mai bine. Pastel alte, a, uite și asta Creed 1. Săptămâna mea me. Că și pe asta am jucat. Odyssey n-am jucat, CDK nici atât, way out, nu? Deci Batman-uri, Bun, hai că la Battlefield. Battlefield 1. Am jucat. Parcă am și episod pe canal, nu mai sunt sigur dacă am și făcut episod, dar l-am jucat eu gen că mi-am luat placa asta video. E bun jocul, povestea e cam plictisitoare, dar lăsăm la interesant. E, hey, Battlefield 2. am mâncat zilele, Asta e joc genial al copilăriei. Battlefield 3 n-am jucat. Battlefield 4 merită cumpărat pentru multiplayer. 5-1 l-am jucat, Bad Company 2. Hm. Nu prea mi-a plăcut așa mult. Arline nu. Vietnam nu am jucat, alte jocuri. De astea n-am auzit de ele. Bioshock n-am jucat. Nici Borderlands. Brawlhalla nu. Broforce. E, Broforce, un joc bun. Am jucat din browser Broforce și e panorama și... A, avem aici Brutal Legends. Deci pentru faptul că este cu rock reală, îl trecem la orgasmic. Mie nu mi-a plăcut foarte mult, mai ales, dar am văzut că apare și Osborne și Lemmy de la Motorhead. Mi s-a părut absolut genial. Pe fundal numai Slayer, numai Megadeth pe fundal. La radio din mașină. Jocul e genial. Dacă ești rocker, cum se zice în ziua de azi, un metalist, joacă Brutal Legend că merită. Hai să ne mai pe aici. N-am jucat, nici Bully n-am jucat, Call of Juarez, ăsta, Red Alert, nu. A, dar multe jocuri de astea de nu le-am jucat. Cities ăsta am vrut să mi le iau dată, dar nu l-am jucat. Bun, hai că am ajuns la Call of Duty ori aici am din ce alege. Uh, Call of Duty 3 nou, Call of Duty 4, deci pentru Cernobâl. Uh, Chernobyl. Hmm. Aș spune ori pizdos, ori orgasmic. Dar trecem aici sus. Call of Duty World, of... de fapt ăsta îl trec orgasmic și pe ăsta îl trec la pizdos și îl pun mai în față Call of Duty. Mi -a... Cel mai mult mi-a plăcut ăsta World at war -ul. Și și ăsta e bun, dar nu știu, mi s-a părut mai mișto. Campania e cu rușii, cu Reznov. Pur și simplu mi s-a părut prea epică, mai ales la final am corect stea cu Unii Sovietice, absolut genial. Momentul acela, și aici îmi place, ai Chernobyl-ul, care e făcut super bine. Dar nu se compara cu World at War, parerea mea. Ce mai avem pe aici? Asta nu l-am jucat. Asta nu știu, dați seama dacă e... A, e Black Ops 2, nu am jucat. Black Ops 1, Black Ops 1 l-am jucat. Și îl trece la interesant. Mi-a plăcut, dar n-a fost extrem de wow. Costul nu l-am jucat. Modern Warfare 2. Pizdos, sper că... Remember No Russians, să nu uităm de acea misiune. Mi s-a părut foarte bun și Modern Warfare 2 uh, Call of Duty World War 2. Hmm, pe ăsta să hmm. o să-l trec. O să-l trec doar la Mi m mi-a zile, chiar dacă n-am jucat foarte mult. E cam prost la optimizare si este un remake după Call of Duty. De fapt, de fapt, cred că îl trec la merită cumpărat, că na, ar avea multiplayer-ul bun. Dacă nu sunt fac multiplayer, de fapt Battlefield 2 îl, trec cam pe aici. Hai să ce mai avem pe aici. Comedy n am jucat, ăsta nu. Company of Heroes nu. Multe jocuri pe aici, de astea micuțe. Cry of Fear. Cry of Fear e un joc destul de bun. Uh, e... Cum să zic... Hmm, Tot așa Interesant, dacă ai chestia ca și pe tine, merge să joci. Crisis n-am jucat, CSGO. Avem vedere că eu îl consider o mizerie pentru comunitate și pentru numărul de hackeri, aș trece ori la merită cumpărat, ori mi-am zilele. Dar pentru cât am jucat eu CSGO pe canal, pentru cele 500 și ceva de ore de postim, pentru skin-uri de vreo 25 de euro, chiar mai mult 30 de euro, undeva pe acolo. O să-l trec la mea mâncat pentru cât am jucat. Chiar dacă acum o duce cam prost că-i prinde codat și e free. Cuphead, bă, jocul ăsta e cancer. Stai noi aici. E cancer. Dacă ai chef să te umpli de draci, e bun. Nu l-aș trece nici caca, nici risipă de timp. Îl trec meh? Hmm. Nici nu știu. O, o să-l trec meh. Mai mult nu-i dau. De 4 nu știu. pastea nu le-am jucat. Dire Siders nici atât. Nici Dark Souls. Dauntless am vrut să-mi dar nu pornea. Nu știu, cred că trebuia să mai bag o setare în launcher. Day of Defeat chiar n-am jucat. De zi am vrut să mă joc la un moment dat. Dar ce când voiam să-l joc aveam cazan de PC și nu mergea și acum nu mai am eu chef să le iau că am văzut au făcut o de update-uri și nu mai seamănă cu ăla original și nu l-am mai jucat. Dead by Daylight. Dead by daylight -ul. e un joc bun și pot spune că merită cumpărat. Nu e de ran cum am mâncat zilele, dar merită cumpărat. Dead Island nu, Dead Rising nu, Dead Space 2. Eu nu mai știu ce Dead Space am jucat. 1, 2, 3. Cred că doi l-am jucat pe canal. Și pot spune că în joc bun. Merită cumpărat. Chiar dacă eu l-am piratat. Restul nu -am jucat. Asta l am jucat. Ăsta l-am jucat Codrin, ala cu rechinul Kiki, parcă. Dar nu l-am jucat. Destiny l am pe ăla, pe, pe Blizzard sau de la care e launcher-ul Nici nu mai știu. Îl am, dar nu l-am încercat. Asta n-am jucat. Detroit Become Human, nu. N-am jucat nici Deus sex. Diablo nici atât. Designer n-am jucat. Division 1 nu. Don't Starve fost ăsta a jucat un coleg. Bă, dacă era Doom 3, îl treceam da, așa, nu? Dota n-am jucat. Dragon Sage, nu? Mă, câte jocuri pe care... măcar așa le fac mai repede. Dayline n-am Dying Light n-am jucat și... De nu-mi place, dar... Dacă nu l-am jucat, nu-l trec aici. Skyrim. Skyrim am făcut și un livestream dacă vă amintiți. Stați că nu știu unde mi s-a dus Skyrim-ul. Bă! skyrim -ul. -ul. Nu, no, mi-a fugit Skyrim-ul. uite-l aici. No, deci, Skyrim am jucat și pe canal, dar pentru mine a fost o risipă de timp, că nu mi-a plăcut altora. Știu că vă place, dar mie nu mi-a plăcut skyrim -ul. Așa. Euro Truck Simulator l-am jucat. Am jucat mai de mult până să am să fiu acum la școala de șoferi. Dacă aș avea, dacă și bă, Las trece mech doar pentru că mere conecta la un volan și te simți ca și cu tirul, dar mai mult nu-l trec. A, astea n-am jucat. Fallout nici atât n-am jucat. Bun, hai că ajun am ajuns la Far Cry. Far Cry 2. Bă, nu i chiar de meh, că e peste jocurile astea. O să-l trec undeva lângă Apex aici. Și Call of Duty, stai că-l pun în fața lui. E faptul, îl pun în față că Call of Duty. Așa. A, nu prea mi-a plăcut Far Cry 2. Povestea mi s-a părut căcăcioasă rău. Gameplay e bun că e foarte realistic. Blue Dragon am șcat. Deci, la Far Cry 2 e cel mai realistic, dar nu mi-a plăcut mie. Aici am luat-o personal. Uh, Far Cry 3. Mai are rost să zic pentru că de mult îmi place jocul ăsta. Sau să-l trec în fața Call of Duty, că nici nu știu. E undeva pe acolo. Far Cry 3 și Call of Duty World at War, dar cred că Far Cry 3, că pe parcă l-am jucat de mai multe ori. Nu o să zic. Dar... Uh, să zicem că pe la egalitatea astea două. Ăsta îmi place că l doresc pe mondial, ăsta îmi place că are poveste bună. Asta poveste, asta nu știu, parte istorică, mă rog, nu contează chiar așa de mult ordine. Pare că pe multe nu le-am șcat. O să le ordonez eventual mai pe la final. Far Cry 4. Far Cry 4 este un joc bun. Pe care o să-l trec la interesant. Nu se compară sub nicio formă cu Far Cry 3. Asta să fie clar. Mai ales când a apărut, mi s-a părut dezamăgitor. Far Cry 5. Eh, me. Dezamăgitor, dar nu e chiar risipă de timp, că ai ce face când te joci. Uh, New Dawn am jucat. E Far Cry. Păcat că nu e și Far Cry 1 aici. Aici avem Far Cry Primal, care e joc pizdos. Trec în fața a Battlefield 2. Cui nu-i place să alerge cu sulița prin pădure să prindă mamuți? Așa, farmi Simulator am jucat. Fier. Am jucat Fier 1. o să-l trec doar la interesant. L-am jucat acum un an, parcă și efectele din el mi s-au părut cam dezamăgitoare. Oricum, măcar, de, am cea, măcar jocurile astea apărute de aici, o să mă gândesc pe care să le mai joc pe canal. FIFA 15, am jucat toată FIFA, dar nu știu ce FIFA jucasem, eram la un mol. Da, fi nu se pune că l-am jucat. Final Fantasy n-am jucat. Firewatch nu. Forerunner. Forerunner. Hmm. Îl trece la interesant. E mișto că e cu samurai, cu cavaleri și tata e cu sabia pe acolo. Uh. pentru Fortnite am, am aici categoria direct pentru el. Că nu-l suport eu. Sau bine, îl trecem doar la categoria de metin 2. Atât. Că l-am jucat pe la început până să ajungă mainstream. Doar pentru asta am trecut mai sus. Friday 30 n-am jucat. Game of Thrones nu. Gerismon n-am jucat. Deci... Goat Simulator, bun. Ceva ce am mai jucat. Mă dacă câte jocuri n-am jucat eu pe aici. Goat Simulator. Ăsta e un joc ce merită cumpărat. Da, stai, nu o să stai mult să-l joci, că, nu, no, îl trecem doar la interesant, pentru că dacă te-ai jucat, să zicem, 2 episoade sau un live, ai tot jocul. Da, două n-am jucat. 007, grid. Bun, GTA 3. GTA 3 pentru că este între jocurile copilăriei și îl trecem la Mi am mâncat zilele. GTA 4. Pot spune că... O parte de story ar cam fi cel mai bun. Îmi place că e Liberty City. La fel ca și GTA 3. Uh... Hai că-l trec la Orgasmic, că îmi face plăce când joc. A, Nico este și sârb, este european de al nostru. Și pe GTA 3 îl punem aici. La Pizdos. E peste CSGO, prefer în acest moment să mă joc cu GTA 3 decât CSGO. Sar Andreasu, Tot așa, orgasmic. Sau... De fapt, pentru misiunile alea mai cancer, îl lăsăm doar aici, la pizdos cu GTA 3. atât Vai city tot pe acolo îl trec. Generația veche GTA-uri. Aș, hai totuși că Așa, să stai așa. GTA-urile generația 3 -a, au fost bune, însă GTA 4 mi s-a părut mult mai fain, adică cel puțin punct de vedere al graficii, sistem de cover din start e peste. Și la storiul la fel, deci de saltul de la San Andreas la GTA 4 mi s-a părut super bun. Uh, hai să de ce mai e pe aici? GTA 5. Chiar dacă am stat un an să termin, atât de mult, mai a entuziasmat jocul. Tot îl trec așa, pentru că cu Sunt multe momente cu Trevor ce mi-au robat în minte și am ca și online-ul, destul de mult pe canal. Cum am spus, chiar că am stat mult să fac story-ul aproape un an de zile, că filmam, să zicem, într-o zi trei episoade, Dubai filmam o lună sau când nu mai intram pe joc. Dar băcar... Băcar făcea, lăsa o plăcere, nu știu de ce am stat mult să termin. Noi intram foarte des, dar ce puțin că mă jucam, mă simțeam super bine. E vede că mi-a luat placa video și mi-am zis direct, m-am gata, iau GTA 5. Și da, la început jucam în dragi, dar după aia am început ușor, ușor să mă joc mai rar. Nu știu. Nu știu de ce. Dar tot îl trec uh, joc bun. Nu e cu de toate. Așa, Guitar Hero n-am jucat, H1. De fapt, H1Z1 am jucat, dar... e cam dezamăgitor, adică se PUBG și Ring of Elysium se pișe pe el. Îl trec la caca, el trec la risipă de timp. Ăsta nu știu, Half-Life 2. Are rost să zic, trece aici. Half-Life 1. Și Half-Life 1 a fost bun. Sincer, după ce am jucat Half-Life 1 am văzut cu alți ochi CS1.6 Dar o să-l trec la pizdos că nu se compară cu Half-Life 2 Halo am jucat toată un Halo, dar nu mai știu pe care Da, de mult nu mai țin de cum era, las aici Fă-te Halo-uri Hearthstone, Hearthstone chiar e un joc bun, e un fel de Duel Master Și zice că merită juca și el. Nu, uh, nu no. ce... N-am no, văzut să în jocul ăsta. Heavy Rain n-am jucat. Hello Nibors, nu. Eu sunt genul să mi la luat toată, dar n-am prea jucat. Hai mă, ceva ce am mai jucat și eu pe aici. Bă, House Party ăsta am vrut să-mi luată, că am văzut că e cam porno, dar nu știu dacă pot să-l pun pe YouTube. Da, cred că deja vin pe aici jocuri pe care nu le-am mai jucat. Hai că nu mai stau să le, să ce mai pe aici. A! Ah, Killing Floor 2. Bă, Killing Floor 2 ne-am jucat foarte mult. Nu prea e cu, nu prea cu cine, nu sunt așa mulți player la Killing, pe, pe Killing Floor. Da, e distractiv, ai adică să dai pe dificultatea mare, stomor cu carcala aceea, îl trec la nivelul de mi am mâncat zilele. Anul trecut am jucat foarte mult Killing Floor 2, chiar că pe canal nu era foarte apreciat, off camera mă jucam. Aici sunt multe așa și paste apto nu le-am jucat. Aia nu le-am jucat eu. Dar așteptăm să o să caut și tarlistul cu restul alfabetic, că deja am 18 minute că filmez. Bă, hai să vedem o, o Deci, Uh, hai să lăsăm totuși așa Fortnite-ul. Că parc m-am plictisit și Fortnite. Am jucat pe canal destul. De ce să uit Am făcut vreo 3-4 live-uri cu Fortnite. Când am văzut cât de cancer devine de pe zi ce trece, ce comunitatea atrage și nu mai poți să tragi cu pușca că își construiești la, la turnul Eiffel. am lăsat dracu. Pentru că l-am jucat pe canal, trec în fața la arc. N-am nimic cu Metin 2, dar nu știam ce să pun aici încă n-am găsit vreun joc pe care să-l urăsc atât de tare că să-l la categoria mai bine mă joc Fortnite. La risipă de timp h 1 z 1 și Skyrim, că nu mi-au plăcut. Meh, acestea că nu mi s-au părut extrem de wow. Interesante, avem jocuri mai faine. Hai totuși să le mai... Ordonez, da, pentru că e foarte... Trecem așa, punem ce aici și cam așa ar fi. Jocurile interesante bune, dar puteam și mai mult de atât. După care la merită cumpărate Battlefield 4, l-am jucat of camera destul de recent, cred, și chiar e fain. Nu l-am cumpărat, și am jucat pirata, dar pe multe prea mișto, că te, te duci cu tankușele și le a clădirile, că îmi place că în Battlefield dărâm clădiri, dărâm poduri, e, pe partea asta o duce bine. Call of Duty World War War care dacă era un pic mai bine optimizat și nu era un remake pentru Call of Duty 2, pentru că sunt multe cutscene pe care le-am văzut și în Call of Duty 2. Să o repet aici, dacă nu era remake, îl treceam la mea măcar zilele. Dead by Daylight merită cumpărat, dar nimeni mai mult de zis. Dead Space 2 la fel, este foarte fain, am și serie pe canal. Mi-am mâncat CSGO și Killing Floor, de fac pun în față Killing Floor-ul pentru că n-am mai treabțit cu 2 de zile, dar pentru timpul pierdut îl las aici, pentru că este alt Counter-Strike am găsit pe aici, CS Source sau 1.6 că le puneam peste CSGO, jocuri 2, Call of Duty 4 și si... Modern Warfare 2, Far Cry Primal și si cred că o să sa pun Stan Andreas în urmă, pentru că are foarte multe misiuni stupide care nu mi-au plăcut. Half-Life-ul aș pune aici, cred că îl las așa. Cred că uh, cam asta ar fi ordinea. Place Vice City, nu, no, hai să totuși să pun uh, San Andreas aici, că Vice City e, e cam același gameplay ca la ăsta, nu prea are nimic nou. Mai are motociclete, scutere și restul e la fel ca 3, așa pe San Andreas să ai mai multe chestii. Da, e și meteaua ăla pe care l-am jucat, dar eu mai am mult mi-a plăcut GTA 3 cu ăsta în copilărite și îmi place Liberty City, îmi asociez cu Bucureștiu și -aia e. Far Cry Primal, chiar mi-a plăcut ultimul Far Cry bun cu zic eu. Call of Duty Modern Warfare, jocuri geniale. Și hai le mai ordonez pe aici. Brutal legend na, l-am pus aici că e bazat pe baza reală. Și pune în față GTA 5 doar pentru că are multiplayer. Și așa mai pot să... Gen, fac story-ul, pot să fac și episoade de moduri, dar pot să joc și multiplayer, așa, și cu abonații. La 4 nu prea e multiplayer. Half-Life 2 trec peste GTA 4, nici nu știu. Pa, uh, să ceva așa, să nu fie două GTA-uri unul lângă altul. Și... Ci... Hmm. O să pun mai în față GTA 5 decât Far Cry 3. Bă, Far Cry 3 știu că făceam mult misiuni secundare ca să nu... Făceam mult misiuni secundare, nu făceam episoade gen să fac tot jocul în două zile când aveam memorie destulă. Dar chestii secundare făceam și făceam Flutul ăla de piei de animale, deci clar pe primul loc și Call of Duty Modern, ăsta World at e în fața GTA 5, nici nu știu. Hmm. Hai că pun tot GTA 5 pe locul 2. Să fie acolo. Da. Cam asta ar fi tairul de jocuri cu nume între A și K. Să-mi fie rușine că n-am jucat Assassin's Creed 4 sau alte jocuri faine de pe aici. Dar am jucat în schimb Fortnite. Hai să-mi fie rușine. Fanii Fortnite nu dați cu pietre mine. Uh, da. Sunt curios ce tire listați ați avea și voi. Dacă nu uit, vă las link în descriere, de tare să ăsta Dacă uit, aia, vi dau în comentarii. Și cam atât. Vă și pe voi să vă faceți asta cu jocuri, să dați screenshot pe Discord, pe server. Aveți server în descriere. Hai, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les.